Bine v-am regăsit, prieteni, fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut, aici, pe Plaiuri Mioritice și nu numai. Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Titan Machinery, dealer Case IH în România, impresionează din nou prin inovație și tehnologii de ultimă generație, adaptate cerințelor și provocărilor actuale ale agriculturii și special concepute pe nevoile fermierilor. Case IH împlinește în curând 200 de ani de când lucrează cu și pentru fermieri, aflându-se într-o continuă evoluție și menținându-se în topul companiilor producătoare de tehnologii și utilaje agricole. La standul companiei Titan Machinery din cadrul târgului AgriPlanta Romagrotec de anul acesta, performanța, inovația și fiabilitatea au fost demonstrate prin fiecare utilaj expus pe câmpul din Fundulea, județul Călăraș. Principiul nostru a fost încă de când firma s-a înființat și o să împlinim într-un viitor apropiat 200 de ani de când facem utilaje agricole ca și Case, International Harvester. Ne gândim la următorul pas al agriculturii și încercăm să venim cu toate soluțiile posibile și cât mai complexe către fermierul român. Au fost niște ani destul de haotici din punct de vedere al producției, încercăm să ne punem pe picioare. Noi personal, cu tot respectul cuvenit, am avut niște probleme în Statele Unite de producție pe care le rezolvăm, sper, cât mai curând. Dar în ceea ce privesc aspectele de tehnologie, am lansat platforma AFS Connect, care reprezintă de fapt un control asupra tractorului de către operatori de la distanță și care pot rezolva în orice moment un senzor care nu funcționează, fără să se mai deplaseze, să mai piardă timpul să se deplaseze. Pe lângă asta am lansat și produse noi, avem Puma 260 care se încadrează foarte bine în geografia agricolă a țării ca și cai putere. Combinele anul acesta suntem destul de norocoși să le avem la timp, la dispoziție, nu le mai avem întârziate ca în alți ani și sperăm ca și recoltatul anului ăsta să meargă cât se poate de bine. Nu întâmplător ne-am așezat aici, se află lângă noi o combină de ultimă oră, să spunem, o combină performantă, o combină șenilată, care se poate adapta tuturor formelor de relief. Trăim într-un mediu de afaceri, sau dacă nu e vorba de mediu de afaceri, ci agricultura în sine este un lucru ciclic. Au fost ani în care s-a intrat la recoltat într-o umiditate foarte ridicată și avem clienți, un prieten foarte bun al nostru din zona Brăila, Râmnicu Sărat, și-a recoltat porumbul în februarie pentru că n-a reușit să-l recolteze în noiembrie și a mers cu șenilele într-un strat de apă de 10 cm și și-a luat cultura de pe câmp în iarnă. Deci trebuie să fim gata pentru orice situație din punct de vedere al aspectului climatic. Există ani foarte uscați în care intri la o temperatură perfectă și poți recolta o perioadă mai lungă a zilei, dar există ani în care ești obligat să recoltezi într-o umiditate mai ridicată și atunci șenila te ajută foarte mult. Cât de fiabile sunt astfel de combine? Până la urmă, fermierul asta vrea să afle. Și cât de eficiente sunt în teren? Considerăm că, din punct de vedere al fiabilității, datorită faptului că lucrăm de 35 de ani aproape la proiectul de rotor simplu, sau axial flow, cum se numește. Din câte cunoaștem la nivel mondial, combina Case are probabil cea mai rapidă putere de revânzare. Motivul acestei puteri de revânzare, care este foarte rapidă, se leagă de câteva lucruri foarte importante. Sunt foarte puțini părți în mișcare în interiorul combinei, nu există curele, decât foarte, foarte puține, câteva. Rulmenții au fost reduși, numărul de puncte de gresare au fost reduse, ceea ce per total îți conferă nu numai o fiabilitate foarte bună, dar și o perioadă foarte scurtă de verificat înainte de sezon. Cu alte cuvinte, chiar dacă ele arată ca în anul 2023, au un sistem de funcționare destul de simplu și cel mai important lucru, sunt extrem de protective asupra calității materialului recoltat. Fie că este vorba de rapiță, de orz, de grâu, de porumb sau de floarea soarelui sau orice altă cultură, avem fermieri care în Statele Unite recoltează fasole cu anumite kituri și tot felul de culturi mai diversificate,
este foarte, a devenit foarte versatilă. Acum 30 de ani exista un mit că au fost inventate pentru porumb și ăsta este adevărul, dar ne referim la 1977. Astăzi, combina Case aici este de departe cea mai versatilă combina de pe piață. Și în ultimul rând, atunci când vorbim de productivitate, o combina spune cuvântul. Odată ce ai bobul întreg, în proporție cât mai mare, atunci poți să tragi linie, să spui da, am un profit pe măsură. Este profitul pe măsură și datorită faptului că sistemul axial este atât de gentil în protejarea bobului pe care recoltezi, ținta noastră, și probabil mulți fermieri au atins-o, este vorba doar de reglaje foarte fine, este 0% spargere. 0%? 0% spargere. Este și ați depășit... Suntem probabil... Ce barieră? Da, există cumva în anumite condiții de recoltat un 0,5, dar sub nicio formă nu văd o combină case aici bine pusă la punct să spargă mai mult de 1% din tank. Când vine vorba de cultură cu boabă mare, spre exemplu mazăre, care este foarte senzitivă, spargerea este direct proporțională. Cu cât bobul este mai mare, cu atât este mai sensibil de spart. Până și acolo avem spărturi pe care sperăm într-un timp apropiat să le ducem la 0%. Și în ultimul rând, la acest eveniment ați venit cu o serie de utilaje, nu lipsesc nici tractoarele. Gama noastră de tractoare se diversifică în fiecare an. Așa cum am spus, au fost 3 ani foarte grei datorită aspectului pandemic al evoluției sociale. Ne-au afectat din punct de vedere al producției în anumite fabrici pe glob, dar, spre exemplu, anul acesta am lansat un tractor de 260 de cai putere nou-nouț. Lansăm un tractor cu cutie CVX de 340 de cai putere, pentru că s-a mutat foarte multă piață în acea zonă de cai putere. Dar la fel, suntem în continuare dispuși și avem tot portofoliul la dispoziție să satisfacem un fermier care trece dintr-un Universal 65 într-un tractor de 85 de cai, primul pas către tehnologie, până la următorul Quatrac, care se va apropia de 700 de cai putere. Tehnologia de la Case și Titan a ajuns într-un anumit punct. Poate să depășească acest punct dacă vorbim de știință și vorbim de perfecțiune? Evident, este lucrul pe care îl facem de 200 de ani. Primul lucru la care ne gândim este inovația și nu neapărat în ordinea asta. Mai important decât inovația este nevoia concretă a fermierului. De multe ori găsim tot felul de chestii în discuții cu fermierii pe care încercăm să le adaptăm în produsul nostru ca și producător. Agroconcept a prezentat la AgriPlant Aromagrotech tractorul New Holland T7 Autocomand. Este atât de ușor de utilizat încât chiar și un începător poate efectua lucrările agricole simple din fermă. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, îl las pe colegul meu Marius Milea să vă demonstreze. Îl urmărim imediat în Agromagazin cu atenție, pentru că e pentru prima dată când a urcat într-un tractor ca să-l conducă. Bineînțeles, a primit mai multe indicații de la Bogdan Ciobanu, product manager Agroconcept, dar s-a descurcat binișor și singur. Pentru mine e prima dată când mă urc într-un tractor. Este greu de condus? Este foarte ușor de condus un tractor. Îl pornim ca orice alt tractor. Suntem într-un tractor cu transmisie cu variație continuă, un tractor New Holland T7 Autocomand. Știm că vrem să mergem din ferma A în ferma B, vrem să facem o lucrare mai simplă de transport, e prima dată când ne suim într-un tractor. Și astfel, după ce pornim tractorul, avem comenzile foarte simple, avem inversorul în partea stângă a volanului. Ține loc de ambreiaj? Nu, de cutiere de viteză? Este cel care ne spune să mergem în față sau în spate. Da? Este o parte din cutia de viteze și avem inversorul pe care îl punem în poziția de mers în față și plecăm cu tractorul din accelerație ca orice altă mașină, merge automat. Tractorul nu are viteze și astfel nu este nevoie să schimbăm, se merge doar din accelerație și din frână. La sfârșit avem un buton de neutru în care scoatem tractorul pe liber și îl putem să-l punem și în poziție de parcare dacă este nevoie. Atât de ușor este de condus un tractor New Holland pentru începători și pentru prima dată pentru, să zicem, un transport, dacă mergem să transportăm ceva. Deci dacă eu am cunoștințe minime și pot să conduc un autoturism, un turism, mă descurc sigur cu un tractor. Putem să spunem că este mai ușor de condus acest tractor decât un autoturism, pentru că fiind automat, la autoturism mai avem și partea de ambreiaj, poate ne suim o mașină diesel, motorină și acolo poate simți o diferență. În cazul tractorului nu mai este nevoie de ambreiaj și atunci
avem decât pedala, îi spunem să meargă în față și avem accelerația și frâna ca la o mașină complet automată. Bogdan, voi face, să spun, primii pași în acest tractor. Dau în față și pornește singur, nu? Exact. Colegul meu e la cameră, este cam în înspăimântat. Da, e chiar foarte ușor. Ce viteză poate să atingă? Tractorul acesta poate merge cu până la 50 de km la oră. Văd că ai un tablou aici în față, lângă volan. Ce rol joacă? Pe tablou din centrul volanului se pot vedea informații legate de turația motorului, de nivelul de carburant, de viteza de deplasare, de temperaturi, dacă este cuplat 4x4, poziția la treans, practic informațiile esențiale de lucru cu un tractor. Restul informațiilor se pot vedea în monitorul mare din partea dreaptă. Și pe monitorul mare ce informații pot să aflu? Pe monitorul mare sunt aproape toate informațiile despre tractor, de la GPS, la sisteme de izobus, vorbim de utilaj, putem să vedem utilajul, putem să vedem cuplele hidraulice, ce debit folosim, nivelul de patinaj al unui tractor, practic toți parametrii de lucru al tractorului. Ce observ, că are și servodirecție ca la mașină? Toate tractoarele din prezent au servodirecție. Este foarte ușor de condus. Avem o direcție progresivă din monitor, practic putem să-i schimbăm inclusiv cât de repede să reacționeze. Mai exact, putem să-i spunem tractorului, vrem să virăm volanul jumătate de tură și să ne vireze, să ne îmbrancheze roțile până la capăt. Pe șosea se conduce destul de ușor, nu? Pe șosea se conduce ușor, avem și suspensie pe cabină și suspensie pe puntea față și astfel și pe șosea, pe câmp. Este foarte ușor de condus și foarte confortabil. Care este viteza maximă pe șosea pe care o poate atinge? Așa cum am zis și mai devreme, viteza maximă este de 50 de km la oră, dar legislația din România permite o deplasare doar până la 40. Acum să ne întoarcem de unde am plecat. Telespectatorii care ne privesc trebuie să înțeleagă că nu este atât de greu, deși este un mastodont inteligent. Totul este electronic, dar cât pare de complicat, pe atât este de ușor. Mai avem câțiva metri, vom opri. Pur și simplu, acum voi lua piciorul pe accelerație și calc frâna. Deci este foarte ușor de condus acest tractor. Într-adevăr, ne-am urcat acum în tractor, Cornel, pornind la drum. Am avut mai devreme prima lecție de condus. Și acum împreună încercăm iar să pornim tractorul. Văd că a pornit. Totul merge perfect. Un tractor ușor de condus. Pe drumurile publice poate atinge 50 de km la oră, dar legislația nu permite și vom merge undeva la 40 de km. Cutia este automată. Are un display care ne indică toți parametrii. Ne zguduie puțin, dar am încercat să calc mai mult accelerația. Cred că pentru tine care filmezi este destul de greu. Cum ți se pare? Cum ți se pare? Se pare că este foarte ușor de condus. Vreau să spun care servo direcție și e ușor de manevrat. Ești mai comod, stai mai comod decât într-o limuzină. Vreau să spun că acesta este display-ul care ne indică toate funcțiile tractorului. Aici ne arată ce lucrări poate să facă, aici este display-ul care ne arată pur și simplu tot ce face tractorul în timpul mersului. Deci totul e, pot să spun, perfect. Dicorland a obișnuit deja fermierii cu soluții care acoperă o gamă completă pentru nevoile specifice a agriculturii. La AgriPlant, Aroma Agrotech, compania a prezentat în premieră deschiderea unei noi linii de agribusiness. Dicor Input vine să întregească seria de soluții pentru agricultură eficientă, alături de portofoliul consacrat de produse și servicii oferite de compania Dicorland.
Colegul meu, Marius Milea, a realizat un interviu cu unul dintre reprezentanții firmei, care a anunțat de asemenea că va crește și numărul de reprezentanțe deschise în țară. Suntem prezenți cu un stand foarte, foarte complex, în care am integrat mai multe din liniile noastre de business, și anume linia principală, Decorland, compania Decorland, cu portofoliu consacrat de produse. De asemenea, linia de business a companiei Decoragro, specializată pe partea de soluții de irigații. De asemenea, linia de piese de schimb și consumabile, Decor Parts. Și ca o noutate de data aceasta, o nouă linie de business pe care ne pregătim să o dezvoltăm, și anume Decor Input. Ne vom face din ce în ce mai simțită prezența și în acest segment al agribusiness-ului, cât de curând. O linie de business pentru care în momentul de față suntem chiar și în recrutare, deci așteptăm candidați în acest sens. Bineînțeles, cum a spus și dumneavoastră, soluțiile pe care le propunem sunt, ca de fiecare dată, în măsură să acopere toate nevoile fermierilor. Soluții din partea noastră fermierii pot găsi odată prin suportul pe care îl oferim prin programele de finanțare, care sunt din ce în ce mai diversificate și din ce în ce mai, să spunem, flexibile pentru a se adapta fiecarei nevoi. Soluțiile vin din disponibilitatea din stoc. Stocul nostru actual este, sau mă rog, numără peste 800 de echipamente disponibile în România, deci cu livrare imediată, fără niciun fel de reținere. De asemenea, partea de after sales, partea de servicii de service, servicii de mentenanță, inclusiv pentru partea de irigații, în momentul de față putem oferi soluție completă care include și lucrări de infrastructură, deci acoperim chiar toate nevoile și suntem pregătiți pentru orice fel de solicitare. Avantajul nostru principal este echipa numeroasă din toate departamentele. În momentul de față suntem peste 230 de colegi care suntem angrenați în activitatea zilnică și venim în întâmpinarea fermierilor. Suntem de asemenea foarte aproape de partenerii noștri, de toți fermierii, printr-un demers de a pune la dispoziție un call center non-stop. Este un call center disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la numărul nostru scurt, steluță 8898, unde fermierii pot apela la orice oră și acolo vor regăsi, evident, toate ramurile de interes, situații de service, parte de vânzări, parte de financiar, contabilitate, de ce nu, relații cu clienții și așa mai departe. Deci chiar suntem aproape de fermieri non-stop. Până la momentul de față, rețeaua noastră număra 5 parcuri, Iași, Galați, Ialomița, Piatra Olt și Remetea Mare în județul Timiș. Începând din luna iunie, vom fi mai aproape și de fermierii din județele Botoșani și Suceava, prin deschiderea unui nou parc între cele două județe. O să comunicăm în viitorul foarte apropiat locația exactă, deci vom completa rețeaua cu un al șaselea parc, care de asemenea va dispune și de un concept store, de un magazin dedicat segmentului de piese de schimb, similar celui pe care l-am deschis în luna martie în județul Timiș, în localitatea Remetea Mare. Deci astfel rețeaua noastră va ajunge la 6 parcuri, ceea ce e în concordanță cu planurile companiei și foarte probabil numărul parcurilor va ajunge la minim 8 până la sfârșitul acestui an. Conferința Națională Tineri Lideri pentru Agricultură, organizată de Clubul Fermierilor Români, a avut pe agenda dezbaterilor teme legate de performanță în agricultura românească. S-au căutat răspunsuri la provocările crizelor actuale de securitate, economice și al schimbărilor climatice care afectează agricultura.
La acest eveniment a fost lansată și inițiativa pentru crearea în România a unui centru european de excelență pentru formarea și promovarea tinerilor lideri în agricultură. Acum 4 ani, când noi am lansat programul ăsta, nu exista pandemia COVID, nu exista războiul din Ucraina, nu exista inflație, nu exista problemă economică, nu existau lucrurile care astăzi ne fac să ne gândim în mod serios la o posibilă criză alimentară, la o posibilă întrerupere a fluxurilor de lucru în ceea ce privește asigurarea alimentelor pentru populație. Cu toate astea, nu spun că am avut o cheie de previziune, spun că am gândit anticipativ raportat la nevoile unei schimbări. Atunci când poți și nu faci, ești vinovat că nu-ți valorifici capacitățile. Atunci când poți și faci, ai șansa, dar punând în față oameni care să-și asume rolul ăsta de lider, ai șansa să fii printre cei care, în procesul în care se schimbă politicile, se schimbă modelele, stau la masa celor care decid, nu care așteaptă să decidă alții și să preia doar ce se stabilește în laboratoarele schimbării și în cabinetele deciziilor politice. Acest eveniment se adresează strict lor, tinerilor, deoarece ei sunt, să zic așa, comoara noastră, care vor duce mai departe destinele agriculturii românești și noi sperăm că le vor duce pe culmi înalte. Vom fi cei care efectiv vom deschide uși și pentru celelalte țări, pentru tinerii din Uniunea Europeană, întrucât noi am venit și avem cumva un concept pentru viitor. După absolvirea acestor cursuri care au adăugat abilități noi în ceea ce privește comunicarea, negocierea și relaționarea cu mediul de business agricol, agricultura a devenit mai simplă. Abordările pe care le practic acum sunt ușor diferite și relația cu furnizorii, beneficiarii, arendatorii, ceilalți colaboratori în agricultură a devenit mai simplu. Nu mai este frustrant să deschid noi negocieri, să îmi setez clar bugetele de venituri, bugetele de cheltuieli și să îmi setez ținte care înainte păreau nerezonabile. Nu putem avea o agricultură performantă și nu ne putem gândi la viitor fără să pregătim tinerii. Evenimentul acesta este despre tineri, pregătește tineri și este o încununare, să spunem așa, unui an de muncă, a unui an în care în cadrul programului s-au format tineri, s-au dobândit competențe și noi încercăm să împingem bulgările de zăpadă ca întreaga societate și decidenții și toată societatea să înțeleagă că viitorul este doar prin tineri. Am ajuns și la final. Acesta a fost Agromagazinul de astăzi și sper că v-a plăcut întâlnirea noastră. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!